Să scrieți acolo că din cauza asta a murit domnule. Din cauza a murit mort. Că din cauza primăriei și a lui Irec. Uitați în ce hal s-o ajuns. Uitați în ce hal s-o ajuns. Din cauza asta a murit că nu este gaz în blocul ceramica. Ne rugăm de zeci de ani să ne baje gazul. Când vine la votare, să votăm primari, ne ceare să votăm că ne bagă gaz. De zeci de ani suntem fără gaz, pe curat ne încălzăm, pe ăla mâncăm, pe ăla ne spălăm și suntem vai și amari de capul nostru. Cel mai năcăjit bloc e blocul ceramica. Cum apucă? Dacă știe să pui lumina pe unii, dacă nu, nu. Că fiecare să călzește copii și nipos pe lumină. Că nu avem curent, n-avem bază, n-avem numai pe lumină. Și nici în centrală, asta este, toate cablă sunt în centrală. Și săracul băiatul ăsta să pui lumina și nu știu. Și din ce cauze? Și n-avea cauza... voie să pui ceasul. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva ca ceasurile de curent să fie aparte din casa blocului? Să vină să le pună în centrală. Să vină oamenii să-și ia citirea, fiecare om în parte, să intre în altă tensiune care alimentează tot cartierul ăsta. Să mergi tu, ca om, să-ți iei citirea. Să poate așa ceva? Nu să vadă că din cauza lui mor copilul ăla. Care să existe gazul pe bloc, deasupra, pe bloc. Centrala ce este există în centrala? Nu intre, mă, că aici e criminalistică, dați-i pace, mă, nu-și face treaba. Cum să nu fură oamenii cu lumină? Dumnezeu, cine l-o trimis? Bebe, dragul, mame! Așa vrea domnul primar centrala deschisă pentru noi primari. Să fur lumină pe timpul ăsta, să fur lumină ca să ajungi oamenii morți în centrala asta, cu care să existe gaz și lumină. Bagă gazul, bagă lumină, că nu o să mai pune nimic. Nici au zis tu un copil la 30 de ani să-mi vezi cum mor. Că tu faci parte, tu ce frumos al parte, pe un diavol. Să vadă prin Da.